Vorbim despre Hristos Domnul ca și cel care uh, rânduiește toate lucrurile. El este capul unui trup și nu capul fiecărui mădular din trupul acesta, separate unele de celelalte. Și când vorbim despre trupul acesta, vorbim despre un trup care este închegat. Ori, din exemplu pe care îl l de Apostolul Pavel, Duhului Dumnezeu prin Apostolul Pavel în 1 Corinteni, Trupul acesta este un trup care este funcțional doar atunci când este împreună. E foarte ușor pentru noi să vorbim despre. Uh, mi este foarte la îndemână, mi este foarte ușor să fac o anumită lucrare, am un dar, am o înclinație înspre și mi este mai ușor puțin de unul singur. Scriptura vine și spune, deja lucrarea aceasta este una cu semne foarte mari de întrebare. Pentru că vorbim despre Hristos, Domnul, El este cel care ne unește, El este cel care ne dorește să fim împreună. El spune așa. Mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Nu să fiți și tu, și tu, și tu, ci să fiți și voi, să fim împreună. În momentul în care suntem împreună, în mod automat, se petrece ceva și din punct de vedere spiritual, nu doar din punct de vedere fizic. Fiind împreună cu Hristos, în lucrarea lui Hristos, după planurile lui Hristos, în momentul în care noi lucrăm în felul acesta, eficiența se vede într-o manieră foarte clară. De ce? Pentru că suntem sub mâna puternică a lui Dumnezeu. El este cel care realizează. Noi suntem, hai să spunem, din multe puncte de vedere unelte potrivite în mâinile lui, nu unelte depersonalizate, ci persoane potrivite în lucrarea lui.